mamografie este de fapt o examinare cu radiații X a țesutului mamar. Este prima tehnică care a fost utilizată atât în diagnosticul cât și în depistarea cancerului mamar și se pare că până în prezent a fost metoda care și-a dovedit cea mai mare utilitate în depistarea acestui tip de cancer. O mamografie nu este extrem de dureroasă, este mai degrabă neplăcută, pentru că în cursul mamografiei trebuie să se facă un anumit grad de compresiune a sânului din două motive. Pentru o imagine radiologică performantă, în așa fel încât să poată fi depistate leziuni mici ale sânului și pentru o doză de iradiere cât mai mică pe țesutul mamar. Durerea care apare în cursul efectuării unei mamografii depinde de mai mulți factori. Depinde și de vârsta pacientei, depinde de sensibilitatea ei personală și de asemenea de perioada ciclului menstrual în care aceasta este efectuată. În general, standardele internaționale recomandă debutul mamografiei la vârsta de 40 de ani. Dar menționez că aceasta poate fi făcută la orice vârstă dacă ea se consideră că va contribui în mod esențial la elucidarea unei probleme apărute la nivelul sânului. De multe ori auziți sau ne întâlnim cu expresia nu am 40 de ani și este interzis să fac o mamografie. Este eronat, nu este interzis. De obicei, înainte de această vârstă, mamografia are o contribuție prea mică la diagnostic și de aceea ea nu se efectuează de rutină. Dar există situații în care anumite suspiciuni care pot fi vizualizate doar pe mamografie indică și recomandă mamografia. Femeia nu pățește nimic la efectuarea unei mamografii, indiferent de vârsta ei.